Un om a murit, iar alți 77, inclusiv 33 de copii, s-au intoxicat în acest an din cauza utilizării incorecte a sobelor. Pentru a opri această statistică îngrijorătoare, pompierii au inițiat activități de prevenire a pericolului. Astăzi, ofițerii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au mers din casă în casă în comuna Băcioi, îndemnându-i pe oameni să verifice minuțios starea sobelor, cazanelor și a altor surse de încălzire înainte de utilizare. Și venim cu să faci cu recomandare din fața sobei materialele combustibile, da, cu vorul, linoleul să fie evacuat. Ecaterina este mama a 6 copii. Iarna, casa familiei Breahna, se încălzește exclusiv de la sobă. Femeia spune că soba a fost pregătită încă din vară, iar măsurile de securitate sunt respectate de fiecare dată când se face focul. Practic în fiecare zi sau la două zile scoatem cenușa, vedem cum facem focul, ce-l aprind. Avem grijă, nu dăm voie la copii să îmble la plită și asta e, unica sursă e plita, se încălzesc 3 camere. Au găsit pompierii careva nereguli? Da, acolo jos la plită jos am covoraș, trebuie să-l dau într-o parte și am o tablă specială din fier care pun pe timp de iarnă, pun jos. Pompierii le cer oamenilor să apeleze neîntârziat la specialiști dacă depistează defecțiuni în timpul verificării sobelor, a cazanelor și a altor surse de încălzit. În majoritatea cazurilor, sătenii sunt conștienți de primejdiile care îi amenință odată cu necesitatea de a încălzi casa când se răcește afară. Noi curățăm în fiecare an soba și pregătită pentru toamnă, când se răcește vremea. Și cu lemne, când avem lemne, mai facem și cu lemne, când nu trecem la cazan. Timp de noapte nu ne culcăm să lăsăm soba ca să lucreze, să ardă. Noi facem ziua. O altă recomandare a specialiștilor este aerisirea periodică a încăperilor. Un lucru este strict interzis, aprinderea focului în sobe cu lichide ușor inflamabile. Focul când îl facem, adică cu ciurceli mărunte, nu cu benzină, cu gaz, asta e. Nici copilul nu le permite să prindem focul. Când înainte de culcare focul e stâns, când plecăm de casă, tot nu lăsăm foc să fie aprins. Cele mai frecvente nereguli pe care le depistează ofițerii IGSU sunt cele legate de amplasarea combustibililor lângă sobe. Utilizarea lichidului ușor inflamabil pentru aprinderea focului în termogenerator, precum și neverificarea sobilor și coșului de fum în premergător perioade rece anului. De la începutul perioadei rece avem o constatare de circa de 60 de cazuri de incendii și intervenții la cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon, însă cifra dată este în reducere cu circa de 25% în comparație cu anul trecut. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, datorită activităților de prevenire pe parcursul a 5 ani, se constată o descreștere cu 18% a cazurilor de incendii în urma exploatării surselor de încălzire. Este înregistrată și o descreștere cu circa 16% a deceselor.